Ei, salutare fraților, eu sunt Iorun și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să vă recunzisează Dreamy Soccer 2018 mod FCSB sau Steaua. Cum vreți să vă se spun, eu spun Steaua. Haideți să vedem aplicația care aveți nevoie. Mega și Zarhiver, le găsesc pe magazin Play pe Apto, e gratis. Haideți să vedem, voi o să intrați pe linkul din descriere. O să vă las eu link în descriere de la Mega. Este linkul Mega NZ aici, pe Național Arena. Glumesc și eu, băieți, mai pun ce vorbă așa la... Da, așteptăm mai să se încarcă, mie mi-arăt aici. Și dăm deschide în aplicația Mega. Deschide în aplicația Mega. Mega, se încarcă. Dăm descarcă aici jos. Dă-mi permiteți, dacă ai instalat din nou Mega, adă un col de suprapunere pe ecran. Ok, eu revin, ca să termin cu suprapunere pe ecran. Bun, băieți, am revenit. Dă-mi permiteți, aici că avem instalat buton locker. Văd dacă o să arte locație de descărcare în PC. Voi să dați socare internă și dați selectează aici. Și în acest moment se descarcă și folderul nostru. Uitați, repede se descarcă. Eu o să revin când se va instala acest folder. Bun, băieți, am revenit aici. Putem dezinstala Mega acum. Dacă vreți să dezinstalați Mega, eu o să dezinstalez. Haideți să intrăm și în Zarhiver. Dăm OK. Dacă voi aveți un CD, dar trebuie să dați OK. Aici dați butonul înapoi. Hai să vedem. Căutăm folderul Mega. Unde ești? Download. Mega. Am găsit aici Mega. Acesta este, intră pe mega download și avem Dream 8G România V.ul, intrăm în el, intrăm în APK, un pic băi că bateria asta mă ne orice știe, intrăm în APK și o să instalăm jocul, apăsați pe el, doar așa, odată, dăm aici open și dăm instalați, frumos, acum așteptați să se instaleze jocul. Dar vă spun un lucru, nu trebuie să dați instalați. Nu trebuie să dați deschide, scuzați. Nu trebuie să dați deschide, scăsticați, toată treaba. Și nu este bine ca să dați deschideți. Eu l-am dat loc în acest joc. Hai că eu revin când se va instala jocul. Bun, băieți, am văzut aici, dăm terminat. Acum dăm pe linia de asta înapoi, o dăm. Intrăm în data. Și avem acest folder, confisul game. .dlc.3. Ținem apăsat lung. Dăm copy. Nu, dăm cut, scuzați, cut. Dăm cut și dăm Nu. Dăm aici pe asta de sus. Dăm device memory. Căutăm Android. Căutăm data și dăm pe aceasta verde de jos. Și acum se extrage fila. Mungin Files. Haideți să vedem unde este. Uitați, acesta este de aici. Bun, acum haideți să intrăm iarăși. Ne-a dat aici la folder nou. Intrăm în OBV. Iar și avem acest folder. Ținem apăsat lung. Dăm cut. Aici cut. Și dăm aici sus. Apăsăm aici sus. Dăm device memory. Uitați, ce este de device memory. Dăm și acum căutăm Android. Căutăm Android. Acum căutăm OBB. Uitați OBB-ul aici. Intrăm în OBB și dăm pe așa verde de jos. Și jocul este așa, hack eu revin imediat. Bun, băieți, acum intrăm în joc și noi. Ei, a spus HG Live aici sus, vedeți? Și avem o poză aici de început cu Cristiano Ronaldo, Nicolae Stanciu și Neymar. Stanciu, cel mai bun critic de aici, că e Stanciu. Știți ce spune așa, că el e român, e de-a nostru. Apăsați un like pe acest tutorial. Dăm cancel aici. Și avem furba cu FCSB, uitați aici, uitați din prima furba cu FCSB.
Bun, băieți, am revenit la ceas să vedem și noi jucătorii care avem. Avem Tătărușanu, Ștefan Radu, Chircheș, Moții, Romare Bănzare, Maxim Boban, Budescu, Andone, Stancu, Torje, Pantilimon, Sucala, Gadoș, Griezmann, nu știu ce aici, Cheșeru, Stanciu, Grigore, Roman, Copa și Hanca, dar de ce cineva dacă nu intervine? Unde sunt Stanciu și Chircheu, băiatul? Nu știu că autogrizi mă, dar o să-l pun pe lista de transferuri, să-l dau la transferate. Nu știu că autogrizi mă aici. Așa și eu, înțeleg după aia. Aș lua pe Leo Messi. Hai să vedem și stadionul. Nu, nu am zis Cristiano. Nu băi. Hai să vedem stadionul. Are la națională 30.000 de locuri. Hai să vedem și un mediu. O aveți, asta le face și echipa. Tărușanu. Adicopa, Maxim. 4-3-3. Maxim. Stanciu. Gardoș cu Moții. Benzar. Sucala. Grigore Cheșeru, intră. Facem așa. Aici va intra Maxim. Și Stancu intră în viitor. Bă, băieți, ce este echipa de start? Așa, bun, hai să dăm play să vedem grafica așa cum e. It's a huge game today as we welcome the teams for the opening fixture of Division 3. Not the team will want to drop points, so let's hope for an end-to-end match. So we're underway and the players really looking forward to this game. Oh, and dispossessed there. Dau mai încet. Bun, Adipopa vine, vine la recuperare. Adipopa nu reușește acolo. Bun, Popa. Stanciu. Bun, Stanciu la aceste faze. Bun, pasa pentru Stancu. Nu este rău să ai Stancu. Stancu pe lângă poarta. Băi, Stancule, nu încep chiar așa de bine meciul. Chiricheș, Maxim, iese răsat liber acolo, Maxim intre care o Maxim. Hai să vedem pe Maxim, șut, bară, Maxim. Ștefan Radu. Stanciu. Pasă la Bogdan Stancu, hai lasă bă că nu mai jucăm. Ies, ne luăm bătaie cu 3-0, dar nu-i nimic. Desațiilor, dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să apăsați acolo un buton de like, un share, un subscribe, să adă un prieten, un amic. Eu am fost Ionuț, pe data viitoare, pa, pa!